Bună dimineața! Vă salută Tatiana! Astăzi dimineața mă întorc din nou în fața dumneavoastră cu o nouă lecție, un nou tutorial adresat doamnelor începătoare, în care vom continua să învățăm lucruri importante. Pornind de la rozetele pe care le-am lucrat săptămâna trecută, deci modelul de bază este rozeta, executată în lecția numărul 1. Noi astăzi vom forma un mileu. Acesta are în partea centrală un număr de 4 rozete, după care eu am lucrat singură această jumătate. Voi continua prin a vă arăta modul în care reușim să finalizăm acest proiect și astfel voi da curs dorințelor doamnelor începătoare care aveau nevoie de aceste informații. Pornind, așa cum vă spuneam, de la rozeta lucrată săptămâna trecută, eu am ajuns în corespondența ultimului rând, voi intra cu fir alunecat în primul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, voi continua cu alte 5 piciorușe duble pentru a forma prima petală, deci fiecare petală este compusă din un total de 6 piciorușe duble și vă voi explica modul în care putem să ne atașăm lucrării principale. Acesta este cel de-al 6-lea picioruș dublu, acum voi face piciorușul scurt, după care mă deplasez în următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra 3 piciorușe duble, 1, 2, cel de-al 3-lea, după care voi începe să mă atașez părții principale a lucrării. Va trebui să intercalăm aceste rozete și pentru aceasta va trebui să ne atașăm la cele două petale din cea de-a doua rozetă și la două petale din prima rozetă. Deci am ajuns la jumătatea petalei și în acest moment noi, luând lucrarea alături, vom intra în spațiul dintre piciorușele duble cu numărul 3 și numărul 4. Eu sper să se vadă. Voi extrage firul cu atenție. Vom închide precum am lucrat un picioruș scurt, după care voi continua cu cele 3 piciorușe duble pentru a completa această petală, cel de-al 2-lea, cel de-al 3-lea, un picioruș scurt în spațiul liber, mă voi deplasa către următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra din nou 3 piciorușe duble, 2, cel de-al 3-lea, voi trage firul, voi intra în următoarea petală, din nou în spațiul dintre piciorușele duble cu numărul 3 și numărul 4, voi extrage firul, voi închide, voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al 3-lea, piciorușul scurt între petale,
mă deplasez în următorul spațiu și voi lucra din nou primele trei piciorușe duble. 1, 2. Cel de-al treilea, vom trage un pic firul. În acest moment ne deplasăm către prima rozetă. Și din nou, aici voi intra în spațiul dintre piciorușele 3 și 4. Voi extrage firul. Voi închide. Voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble. Am uitat să precizez, firul folosit este același fir de bumbac. Croșetul este același croșet, 1,05 mm. În plus, vom avea nevoie de foarfece pentru că face zgomot aici și îl numim. Și bineînțeles, cine nu știe și, sau nu poate să închidă cu croșetul, va avea nevoie de acul pentru cusut lână, acul cu vârful rotund. Am deplasat în următorul spațiu, unde formez deja primele trei piciorușe duble. Voi trage firul, mă deplasez către următoarea petală, voi intra în corespondența piciorușelor duble cu numărul 3 și numărul 4, voi extrage firul, voi închide, voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble pentru a închide această petală, 1, 2, și cel de-al treilea, piciorușul scurt în spațiul liber dintre petale și din acest moment noi vom lucra de jur împrejur în mod normal, așa cum se lucrează rozeta. Noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Încheiat prima rozetă, acum vom continua prin a atașa cea de-a doua rozetă în corespondența rozetelor cu numărul 2 și 3 din rândul principal. Și ne vom atașa pe două petale din rozeta cu numărul 3, două petale din rozeta cu numărul 2, precum și două petale din prima rozetă din acest nou rând. Eu deja am pregătit rozeta următoare, am lucrat prima petală, acum voi lucra în corespondența celor trei ochiuri de lanț, primele trei piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea. Eu sper să se vadă bine ceea ce lucrez, în cazul în care ceva nu este în regulă, puteți să-mi scrieți, iar eu voi veni cu informațiile necesare. Deci, după ce am lucrat cele trei piciorușe duble, voi intra în corespondența rozetei din rândul principal, rozeta cu numărul 3, în corespondența celei de-a doua petale din punctul de uniune, vom intra în corespondența piciorușelor, spațiului dintre piciorușele numărul 3 și numărul 4. Am pus lucru un pic mai în față să puteți vedea bine ceea ce eu execut. Voi extrage firul cu atenție, bineînțeles. Voi închide. Voi continua cu următoarele trei piciorușe duble pentru a încheia această petală. 1, 2
cărușul scurt. Din nou, trei piciorușe duble în următorul spațiu, format din cele trei ochiuri de lanț. 2. Cel de-al treilea. Voi extrage firul, mă deplasez către următoarea petală, voi intra din nou în spațiul dintre piciorușele duble cu numărul 3 și numărul 4. Voi extrage firul, voi închide, voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble. Cel de-al treilea, piciorușul scurt, intrăm în următorul spațiu, vom lucra cele trei piciorușe duble. Acest tutorial cred că va fi un pic mai lung, pentru că este mai mult de lucru și mai mult de explicat. În momentul în care am lucrat aceste trei piciorușe duble, tragem un pic firul. Vom întoarce lucrul în modul în care să ne fie cât mai comod și vom intra în corespondența petalei de la rozeta numărul 2 în același mod, între piciorușele duble cu numărul 3 și numărul 4, deci, ca și cum ne-am întoarce înapoi cu lucrul în felul acesta. Voi închide. Voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble pentru a încheia această petală. 1. Cine a urmărit prima lecție știe despre ce este vorba. În cazul în care nu ați urmărit, pe pagina canalului veți găsi explicațiile pentru modul în care realizăm această rozetă. Este lecția numărul 1. Acum lucrez cele trei piciorușe duble. Voi trage firul, voi intra în următoarea petală, în spațiul format între piciorușele 3 și 4, cred că v-ați obișnuit deja care este spațiul exact, și vom atașa și aici, vom închide, vom continua cu următoarele trei piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu pentru a închide petala. 1, 2, cel de-al treilea, un picioruș scurt, ne deplasăm către următoarea petală. Vom face primele trei piciorușe duble. Vom trage firul. Iar acum ne vom atașa primei rozete din acest rând și vom intra în corespondența primei petale în spațiul dintre piciorușele cu numărul 3 și 4, exact cum am făcut și până acum. Vom întoarce lucrul în modul în care să ne fie cât mai comod să lucrăm. Continuăm cu următoarele 3 piciorușe duble pentru a încheia această petală. 1, 2, piciorușul scurt.
deplasez în următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și voi începe următoarea petală, lucrând trei piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea, voi trage un pic firul, voi intra în corespondența următoarei petale între piciorușele duble cu numărul 3 și numărul 4, voi închide, voi încheia cu cele trei piciorușe duble această petală. Piciorușul scurt. După care vom continua rozeta în modul în care am învățat deja și ne vom întâlni în momentul în care aplicăm rozeta următoare. Am încheiat rozeta cu numărul 2. Acum vom atașa rozeta cu numărul 3, care va veni fixată între rozetele numărul 4 și numărul 3 din rândul principal. Și vom atașa două petale din rozeta cu numărul 4, două petale cu rozeta numărul 3 și două petale cu rozeta numărul 2 din rândul în curs. Eu voi pune lucrul în modul în care să-mi fie și ușor de lucrat. Am început rozeta, am lucrat primele șase piciorușe duble pentru a forma prima petală. Acum continui cu trei piciorușe duble pentru a forma cea de-a doua petală, iar cu aceasta ne vom atașa rozetei numărul 4. Vedeți, aici este spațiul unde am atașat în rândul anterior. Noi vom intra nu în prima, ci în cea de-a doua petală, în spațiul dintre piciorușele duble 1, 2, 3, cu numărul 3 și 4. Voi extrage firul cu atenție, voi închide, voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble pentru a încheia această petală. Piciorușul scurt, în următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț voi lucra primele trei piciorușe duble, voi trage firul, voi intra în următoarea petală, în spațiul dintre piciorușele duble cu numărul 3 și numărul 4. Deja cred că ați prins ideea. Extrag firul, închid și voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble. 1, 2, piciorușul scurt. În următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț voi lucra din nou primele trei piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea, trag firul, acum mă îndrept către rozeta cu numărul 3, deci mă întorc înapoi cum ar veni, voi intra în spațiul dintre piciorușele cu numărul 3 și 4, voi extrage firul. Acesta este rândul cel mai complicat, de aceea îl explic mai în amănunt, pentru că apoi va fi mult mai ușor.
pentru următorul rând. Continui cu cele trei piciorușe duble pentru a încheia această petală. Piciorușul scurt. Îndrept către următorul spațiu, format din ochiurile de lanț, voi lucra primele trei piciorușe duble. 2, 3, trag firul, mă îndrept către următoarea petală, voi intra în corespondența spațiului dintre piciorușele cu numărul 3 și numărul 4. Extrag firul, închid, 3 piciorușe duble pentru a completa și această petală, 1, 2, 3, piciorușul scurt, intrăm în următorul spațiu, lucrăm următoarele 3 piciorușe duble, iar acum ne vom atașa rozetei cu numărul 2 din acest rând, din rândul în curs, și în corespondența primei petale vom intra din nou în același spațiu dintre piciorușele duble cu numărul 3 și 4, vom extrage firul, vom închide. Continuăm cu cele trei piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Eu sper să nu mă deplasez din fața camerei, să puteți vedea ceea ce lucrez. Încă nu am montat camera nouă, deoarece am fost atât de inteligentă de am cumpărat o cameră fără microfon incorporat. Iar acum trebuie să cumpăr un microfon. Am încheiat și această petală, am lucrat piciorușul scurt, mă îndrept către următoarea. Lucrez primele trei piciorușe duble. Extrag firul. Mă îndrept către următoarea petală, în corespondența spațiului dintre piciorușele cu numărul 3 și numărul 4, voi extrage firul, închid, voi încheia această petală cu 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, piciorușul scurt, iar restul rozetei îl vom lucra singure, în modul în care deja ați învățat, iar noi ne vom întâlni pentru a continua. Deci am încheiat și acest rând. Nu uitați că am început mijlocul acestui mireu cu 4 rozete, am lucrat cele 3 rozete. Acum aici în jos voi veni cu 2 rozete. Prima dintre cele 2 deja am lucrat-o. Am lucrat 2 petale. Voi intra în următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț pentru a lucra primele 3 piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea. Voi trage firul, iar acum va trebui să ne atașăm între rozeta numărul 1 și numărul 2. Începând cu rozeta numărul 2, vom intra în cea de-a doua petală, de aici. Deci aici ne-am colegat, ne-am munit cu rozetele. În cea de-a doua petală vom intra în corespondența spațiului format dintre piciorușele duble cu numărul 3 și 4. Aici vom extrage firul. Vom
vom închide. Bineînțeles, dumneavoastră vă va fi mult mai ușor să lucrați, reușind să luați lucrul în mână. Eu trebuie să lucrez aici, mi este un pic mai dificil, pentru că astfel puteți observa ceea ce eu fac. Însă, încet, încet vom ajunge și la capătul acestei lucrări. Am lucrat cele trei piciorușe duble pentru a închide această petală. Voi face piciorușul scurt, voi intra în corespondența următorului spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și lucrez primele trei piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea. Eu sper să fiu într-o poziție favorabilă în care să vedeți. Acum mă deplasez către cea de-a doua petală, voi intra din nou în corespondența spațiului dintre piciorușele duble numărul 3 și numărul 4, voi extrage firul, voi închide, voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Cel de-al treilea, piciorușul scurt, mă deplasez în următorul spațiu, voi forma cele trei piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea, voi trage un pic firul. Acum mă voi întoarce înspre prima rozetă din rândul anterior, voi intra în prima petală disponibilă în corespondența piciorușelor numărul 3 și 4, așa cum v-ați obișnuit deja, extrag firul, am închis, lucrez următoarele 3 piciorușe duble, 1, 2, trei, piciorușul scurt, intru în următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț, lucrez primele trei piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea, trag un pic firul, acum voi intra în următoarea petală disponibilă în corespondența piciorușelor 3 și 4 a spațiului format dintre piciorușele 3 și 4, închid, voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble pentru a încheia această petală, 1, 2, 3, piciorușul scurt și vom continua rozeta singure. Noi ne vom reîntâlni pentru a atașa următoarea rozetă. Vom continua atașând următoarea rozetă pe care am pregătit-o. Din rândul anterior vom atașa rozeta în primele două petale din rozeta numărul 3, două petale din rozeta numărul 2 și două petale din prima rozetă a acestui rând. Vom începe de la petala numărul 3 din rândul anterior. Eu am început rozeta, am făcut deja o serie de petale, am făcut 3 petale până acum, voi începe pe cea de-a patra, voi face cele 3 piciorușe scurt, duble, scuzați, piciorușul scurt l-am făcut deja, voi trage un pic firul. În acest moment voi întoarce lucrul în felul acesta, sper ca dumneavoastră să vedeți, voi intra în cea de-a doua petală de la punctul unde am unit între ele,
în corespondența locului dintre piciorușele duble cu numărul 3 și numărul 4, extragem firul, închidem, continuăm cu 3 piciorușe duble pentru a încheia această petală. 1, 2, 3, piciorușul scurt. Vom intra în următoarea, pentru următoarea petală, în următorul spațiu de 3 ochiuri de lanț, vom lucra cele 3 piciorușe duble, 2, cel de-al treilea. Vom trage firul. În acest moment vom intra în următoarea petală disponibilă, în corespondența spațiului dintre piciorușele duble 3 și 4. Vom trage firul, vom închide, continuăm cu celelalte 3 piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea, picioruș dublu, piciorușul scurt. Vom intra în corespondența următorului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț. Lucrăm primele 3 piciorușe duble, 2, cel de-al treilea. Vom trece către următoarea rozetă din rândul anterior și în corespondența primei petale vom intra în spațiul format dintre piciorușele duble cu numărul 3 și 4. Vom extrage firul. Voi întoarce lucrul în modul în care să puteți vedea, chiar dacă pentru mine este foarte incomod. Am închis. Voi lucra din nou următoarele 3 piciorușe duble. Așa, la prima vedere, să știți că vi se va părea un pic dificil, însă în momentul în care veți începe să lucrați și mai ales având lucrul în mână, veți vedea că este foarte ușor de executat. În felul acesta puteți lucra foarte multe lucruri, așa cum spuneam, mileuri, fețe de mese, genți, bluzițe, ceea ce doriți dumneavoastră. Acesta este un model foarte ușor de reținut, foarte ușor de executat și apoi vedeți îmbinarea rozetelor între ele nu este atât de dificilă. Deci, din următoarea petală am făcut deja cele 3 piciorușe duble. Acum voi intra din nou în spațiu dintre piciorușele duble 3 și 4 ale petalei executate în rândul anterior. Am închis. Voi continua cu cele 3 piciorușe duble pentru a încheia această petală. Piciorușul scurt. Vom trece în următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și facem primele 3 piciorușe duble. Tragem firul un pic, voi întoarce lucrul în felul acesta. Acum mă întorc la prima rozetă din acest rând și voi intra din nou în spațiul dintre piciorușele duble cu numărul 3 și numărul 4. Voi extrage firul, voi închide, continuăm cu cele 3 piciorușe duble pentru a încheia această petală. Un pic de atenție. 2, cel de-al treilea, piciorușul scurt. Ne îndreptăm către următorul spațiu și lucrăm 3 piciorușe duble din nou. Cel de-al treilea,
voi trage un pic firul, mă deplasez către următoarea petală din prima rozetă, voi intra în spațiul dintre petalele cu numărul 3 și numărul 4. Mereu vom intra în același spațiu în momentul în care unim, deci între piciorușele 3 și 4. Continuăm cu cele 3 piciorușe duble pentru a încheia această petală, piciorușul scurt, iar restul petalelor le lucrăm singure și ne vom întâlni pentru ultima rozetă. Am ajuns în corespondența ultimei rozete care va forma acest mileu. Cu aceasta vom atașa petalele, aceste două petale din cea de-a doua rozetă din rândul anterior și aceste două petale de la prima rozetă din rândul anterior. Eu am lucrat deja 3 petale, acum voi intra în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra 3 piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea, voi trage un pic firul, voi lua lucrarea, voi intra în cea de-a doua petală, în corespondența spațiului pe care l-am amintit de nenumărate ori, între piciorușele duble cu numărul 3 și numărul 4, tragem firul, vom închide, vom lucra următoarele, așa am luat bine firul, următoarele 3 piciorușe duble pentru a completa această petală, mi-a scăpat din mână, așa, 1, 2, cel de-al treilea, eu sper să se vadă ceea ce lucrez, piciorușul scurt, trei piciorușe duble în următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, 1, 2, cel de-al treilea, vom trage firul, vom intra în cea de-a doua petală, în corespondența spațiului dintre piciorușele cu numărul 3 și numărul 4, vom trage firul, care văd că are o imperfecțiune, voi închide, voi continua cu celelalte 3 piciorușe duble pentru a completa petala, 1, 2, cel de-al treilea, piciorușul scurt, ne îndreptăm către următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, voi lucra din nou 3 piciorușe duble, cel de-al doilea, cel de-al treilea, tragem firul, acum întoarcem lucru, intrăm în corespondența primei petale disponibile din rozeta lucrată în rândul anterior, închidem, continuăm cu celelalte 3 piciorușe duble, 2, cel de-al treilea, piciorul scurt, voi opri un pic, scuzați întreruperea, voi continua cu 3 piciorușe duble în următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, 2, cel de-al treilea piciorul dublu, voi trage firul, iar acum voi intra în corespondența următoarei petale între spațiile dintre
piciorușele, în spațiul dintre piciorușele 3 și 4, tragem firul, închidem, continuăm cu 3 piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea, și un picioruș scurt. Vom continua cu următoarele petale și apoi vom închide lucrarea. Vă veți întreba poate de ce am făcut aceste tutoriale. Ceea ce vă prezint eu acum am învățat singură. Nu am avut pe nimeni alături care să mă învețe. Primul mileu format din rozete, lucrat de mine, nu am știut modul în care să le atașez una de cealaltă, le-am lucrat separat și apoi le-am cusut. Bineînțeles, după ce l-am spălat de câteva ori, a început să se desfacă. Apoi am învățat că nu este bun acel mod de a uni și singură. Am învățat și cum să unesc rozetele între ele. De aceea m-am gândit, mai ales văzând o serie de comentarii pe atât pe grupul de Facebook cât și pe canalul de YouTube, m-am gândit să vin un pic în întâmpinarea dumneavoastră cu aceste lecții în care să vă pot fi de ajutor cu explicațiile necesare, lecții din care dumneavoastră puteți învăța anumite lucruri pe care nu le puteți găsi, poate spun eu, pe alte canale de YouTube. Eu, în general, cam în tot ceea ce fac, mă adresez dumneavoastră, doamnelor începătoare, pentru că știu că lucrările de anvergură, cine dorește, le găsește și pe alte canale de YouTube, lucrări diverse. Eu încerc întotdeauna să mă adresez dumneavoastră, doamnele începătoare, cele care apreciați eforturile mele, cele care îmi sunteți alături. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii, pentru cuvintele frumoase. Comentariile dumneavoastră îmi dau forță, curaj să merg mai departe și de aceea am început aceste lecții. Sperând că ajutorul meu vă va fi de folos. Am ajuns în corespondența ultimei petale. Apoi vom închide întreaga lucrare și veți vedea ce frumusețe de mileu am făcut. V-am arătat doar o jumătate din acesta. Cealaltă jumătate este, se înțelege, se lucrează în același mod. Voi face piciorușul scurt și voi închide totul cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Acum voi scurta firul. Voi închide mai întâi lucrarea. Voi ascunde totul de dedesubt. Toate firele le ascundem de dedesubt. Eu le ascund cu croșetul, dumneavoastră, așa cum am menționat, puteți ascunde cu acul, dacă nu reușiți cu croșetul. Nu am menționat numărul firului de bumbac, deoarece puteți lucra în fir de bumbac de care dispuneți sau de care doriți dumneavoastră, în funcție de dimensiunile care doriți să le aibă mileul dumneavoastră și, bineînțeles, firul fiind mai gros și rozeta va fi mai mare, pentru că va fi nevoie și de croșetul adaptat acelui tip de fir.
Eu cam atât am dorit să vă prezint. Bineînțeles, voi continua cu alte tutoriale. Aici pe spate am ascuns totul, după cum vedeți. Acesta este rezultatul final. Îl voi pune în felul acesta să se vadă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă salută Tatiana. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă aștept alături de mine cu alte tutoriale. Vă doresc o zi minunată. La revedere!